Domnule Pucheanu, suntem în plină campanie de vaccinare și aș vrea să vă întreb cum merg lucrurile la Galați, mai ales că am văzut că există un deficit de medici la centrele de vaccinare și dacă puteți, vă rog să ne explicați cum stă de fapt situația acolo. Vedeți dumneavoastră, domnul Voiculescu, că ideea dumnealui, el a dat ordonanța aceasta celebră în care ne arunca pe toți în aer. Nimeni nu știe, bun, noi primari am strigat cât am putut de tare, dom'le, nu lăsa și corvoada asta a plății salariilor medicilor tot pe bugetul local, că și așa e șubrezit de nenumărate alte cheltuieli pe care le-am făcut în locul guvernului pentru combaterea coronavirusului. N-am fost auziți sau pare că nu a interesat pe nimeni. Trebuie să înțelegeți că primăriile, nu primarii, că nu sunt mici Dumnezei pe pământ primarii, ci primăriile, UAT-urile în sine, nu pot dispune de medici, pentru că medicii nu sunt angajați la primărie, sunt angajații spitalelor. Și o să spuneți acum, dar spitalele nu sunt în subordinea primăriei? Da. Unele dintre ele sunt în subordinea primăriei, altele în subordinea consiliilor județene. Noi suntem administratorii clădirilor. Deci dacă se sparge o țeavă, cel mai probabil primăria sau Consiliul Județean va trebui să o repare. E nevoie de o îmbunătățire, de atragere de fonduri europene pe zona aceasta a clădirilor, efectiv, dar cu siguranță vorbești de primărie și vorbești de Consiliul Județean. Când vine vorba de actul medical în sine, de organizarea acestor oameni, de funcțiile și salariile pe care le primesc, nu mai vorbim de primării, vorbim de Ministerul Sănătății, vorbim de Direcția Sanitară de Sănătate Publică, da? Deși, pentru cei care vor să se intereseze, mutarea unui medic dintr-o parte în alta, dincolo de Colegiul Medicilor, dincolo de faptul că ar trebui să existe un post liber de la un spital la celălalt, nu se poate face fără acordul DSP-ului. Da? DSP-ul poate reloca medici dintr-o parte în alta. Noi am spus, domnule, de ce nu faceți? De ce nu faceți prin Direcția de Sănătate Publică? Așa ar fi corect. Ne puneți pe noi primarii să angajăm niște medici, iar banii ulterior vor veni prin Direcția de Sănătate Publică. Păi dacă tot vin prin Direcția de Sănătate Publică, de ce ne scârpinăm cu mâna stângă la urechea dreaptă și facem tot felul de tertipuri de genul acesta? Nimeni n-a putut să ne dea un răspuns și pur și simplu ni s-a spus că ordonanța va rămâne în picioare așa cum a fost ea emisă. Evident că nu poți obliga niciun medic, indiferent de câți bani ei da, să participe la o astfel de activitate. Situația pe care ați prezentat-o dumneavoastră după rugăminți, pentru că aici se merge efectiv pe rugăminți, da? Și prin intervenția, cel puțin la nivelul Galațiului, a domnului deputat Nechita, care e medic, a reușit să-și convingă câțiva colegi să intre în acest sistem de vaccinare, dar chiar și așa. Există un deficit. Dar nu e vorba de există un deficit de vaccin. Adică noi avem capacitate la Galați, prin tot ce a pus la dispoziție primăria ca și spații destinate vaccinării, avem capacitatea de aproximativ 5.000 de vaccinuri pe zi și datorită lipsei vaccinului, vaccinăm cam 50 de oameni pe zi. E strigător la cer. Partea de aprovizionare o să vină mâine, poimine, domnul Voiculescu și o să spună că tot primarii sau președinții consiliilor județene ar trebui să ducă, nu știu, pe la Pfizer sau pe la, eu știu, orice altă Moderna și cea mai apărut acum, AstraZeneca, da? Să ne ducem să batem în, să ieșim, eu știu, cu papornița de acolo, să venim dar cu câte o... Dar de ce doar atâtea? Adică în funcție de ce, odată, cum s-a dat? Mi-e greu să vă spun, pentru că nu ne informează nimeni pe partea aceasta. Nu știu, chestie... Dar nu vă întreabă de capacitate? Nu știu, credeți că acestea n-au fost raportate? Ni s-au cerut aceste, atât prin prefectură, cât și direct prin DSP. Toată această capacitate pe care o avem a fost predată, da? Pusă la dispoziție, înștiințați toți cam de ce putem face și, din păcate,
Da, să știți că situația de la Galați nu e singulară. Adică veți găsi aceeași situație peste tot în țară. Deci cererea este eu foarte personal, mare la Galați. Eu personal am încercat să mă programez. Da. Și nu reușesc, de două săptămâni de zile nu reușesc să mă programez. Pe platformă sau? Pe platformă, da. Nu reușesc, pentru că cred că ieri am găsit loc la Galați, dar până acum găsisem locuri, vreo două locuri pe la Suceava, pe la nu știu ce sătuc de pe nu știu unde, de prin nordul. Că nu mai ține nu noi manageriem platforma. Platforma, surprinzător, de bine, de rău, a funcționat, mai cu probleme, a mai căzut sistemul, dar pe ansamblu, hai să spunem că a fost ceva ce de repede înainte a fost încropită de cei de la STS, să zicem că a funcționat. Dar nu găsești locuri, nu pentru că n-ai medici, ci pentru că n-ai cu ce să te vaccinezi. Locurile sunt date de numărul de fiole ce ajung în fiecare punct de vaccinare. Au fost, dacă tot vorbim de situații de la Galați, să știți că au fost extraordinar de multe situații în care programați au venit cetățeni programați și au fost întorși acasă tocmai pe principiu că n-au mai rămas fiole și pentru ei. Nu, n-au venit, sau? Nu că n-a ajuns. N-au că dacă venit. Ar fi fost ceva, a șasea doză acolo de care să se tot discută și domnul Voiculescu ar fi vrut să o aruncăm, să o irosim, cel mai probabil am fi reușit să găsim